toate secretele fericirii într-o singură pildă a regelui Solomon. Atunci când regele Solomon a coborât de pe munte, cei adunați au spus: „Ești sursa noastră de inspirație. Cuvintele tale transformă inimi, iar înțelepciunea ta ne luminează mințile. Suntem nerăbdători să te ascultăm. Spuneți-ne cine suntem.” El a zâmbit și a spus: „Sunteți lumina lumii, sunteți stelele, sunteți templul adevărului în care fiecare dintre voi e universul. Coborâți mintea în inimă, întrebați-vă inima, ascultați prin iubirea voastră. Fericiți sunt cei care cunosc limba lui Dumnezeu.” Care este sensul vieții? Viața este o cale, un scop și o răsplată. Viața este un dans al iubirii. Misiunea voastră este să înfloriți. Să existi este un mare dar pentru lume. Viața voastră este istoria universului. De aceea, este mai frumoasă decât toate teoriile. Tratați viața ca o sărbătoare. Viața este alcătuită din prezent, iar sensul prezentului e să fii prezent. De ce ne urmăresc nenorocirile? Ce ai semănat, aceea culegi. Nenorocirea este alegerea ta. Sărăcia este creația omului, iar amărăciunea este rodul ignoranței. Învinuind, pierdeți puterea și, dorind cu pasiune, alungați fericirea. Sărac devine cel care irosește timpul. Nu lăsați mulțimea să vă ruineze sufletul. Cum să depășim nenorocirile? Nu vă judecați, căci sunteți divini. Nu vă comparați și nu împărtășiți. Mulțumiți pentru tot. Bucurați-vă pentru că bucuria face minuni. Iubiți-vă pentru că cei care se iubesc pe sine iubesc totul. Binecuvântați pericolele pentru că cei curajoși găsesc fericire. Rugați-vă în bucurie și nenorocirea vă va ocoli. Rugați-vă, dar nu negociați cu Dumnezeu. Să știți că lauda este cea mai bună rugăciune, iar fericirea este cea mai bună hrană pentru suflet. Care este calea spre fericire? Sunt fericiți cei ce iubesc, cei ce sunt mulțumiți. Fericiți sunt cei pașnici, fericiți sunt cei care găsesc raiul în sine. Fericiți sunt cei ce caută, fericiți sunt cei care își împlinesc destinul. Fericiți sunt cei care au cunoscut unitatea. Fericiți sunt cei care au cunoscut gustul lui Dumnezeu. Fericiți sunt cei care sunt în armonie. Fericiți sunt cei iertători. Care este secretul abundenței? Viața voastră este o mare comoară a lui Dumnezeu, iar Dumnezeu e comoara omului. Bogăția din voi este inepuizabilă, iar abundența din jur este nelimitată. Lumea este suficient de bogată pentru ca fiecare să devină bogat. Cu cât mai mult oferi, cu atât mai mult vei obține. Fericirea stă în pragul casei voastre. Deschideți abundența și transformați totul în aurul vieții. Fericiți sunt cei care găsesc comori în ei înșiși. Cum să trăim în lumină? Beți din fiecare moment al vieții, pentru că o viață netrăită dă naștere tristeții. Și să știți că ceea ce este în interior este și în exterior. Întunericul lumii este din întunericul inimii. Omul este sămânța soarelui. Fericirea este răsăritul soarelui. Contemplarea lui Dumnezeu este dizolvarea în lumină. Iluminarea este strălucirea miilor de sori. Fericiți sunt cei care își doresc lumină. Cum să găsim armonia? Trăiți simplu. Nu faceți nimănui rău. Nu invidiați. Lăsați îndoielile să curețe, nu să aducă neputință. Dedicați-vă viața frumosului.
creați pentru creație, nu pentru recunoștință. Transformați trecutul uitând de el. Aduceți ceva nou în lume. Umpleți corpul de iubire. Deveniți energia iubirii, pentru că iubirea inspiră. Acolo unde este dragoste, acolo este Dumnezeu. Cum să atingem perfecțiunea vieții? Omul fericit îi transformă pe mulți. Oamenii nefericiți rămân sclavi, pentru că fericirea iubește libertatea. Bucuria este acolo unde e libertate. Învățați arta fericirii. Fiți deschiși lumii, iar lumea vi se va deschide vouă. Și privindu-i pe toți cu dragoste, el a adăugat: dar multe vă va deschide tăcerea. Doar fiți voi înși vă.